Formațiile avansate. S-au strâns cele două formații undeva în zona cercului, de la centrul terenului. L-a degajat foarte lung Arlauskis, balon câștigat acolo de Gonsalves, presat, musculat, un bodycheck al lui Lucian Sâmbărcan, protestează Ismael Gonsalves, arbitrul acordă lovitura liberă, însă nu e nicio sancțiune disciplinară, nici nu se impunea cu toate protestele venite din tribune. Cred că unii dintre cei mai vehemeți suporteri lusitani se află chiar aici în fața pupitelor, unde sunt amenajate pozițiile de comentatori pentru radio și pentru televiziune. Lovitura liberă, același lucru execută de această dată, primită însă prea lungă, intuit că balonul nu va prinde cadrul porții, nu va crea niciun pericol pentru butul lăsare Arlauskis și a lăsat mingea la afara terenului de joc. Cristian Tănase, o încercare de dribbling, a fost anticipat acolo de Jonathan Del Valle, tot el este în posesia balonului. Caută un coechipier demarcat, îi pasează însă în apropiere în cele din urmă lui Andrei Prepelița, se descurcă între doi adversari. Jocul nu are ritm, mai ales faza de construcție a stelei se desfășoară destul de previzibil. Pot anticipa jucătorii formației portugheze.